La Cinema Timiș a rulat filmul documentar Nasty, care ilustrează viața legendei tenisului, Ilie Năstase. Cinematograful a fost neîncăpător pentru timișorenii care au venit să afle parcursul profesional și personal al maestrului Năstase. Despre fenomenul tenisului și legenda noastră autohtonă, Ilie Năstase, care va fi alături de noi la sfârșitul proiecției pentru o serie de întrebări și răspunsuri și, bineînțeles, pentru pozele pe care le așteptați cu siguranță. Dar nu vine singur, vine însoțit de cei trei regizori ai filmului, Tudor Giurgiu, Cristian Pescariu și Tudor De Popescu. He was the rock star of his time. McEnroe, Agassi and Serena Williams. It was all started by Ilie Năstase. Tell him at least to call me Mr. Son of a Bitch, if you call me Son of a Bitch. And I was like, man, this guy's unbelievably crazy. That's what people wanted to see. You know, they want to be entertained, they want to laugh. Lee was probably the number one entertainer in tennis. Filmul a prezentat evoluția în lumea sportului a primului lider mondial din istoria tenisului. Unul dintre regizorii care au muncit pentru realizarea documentarului este Tudor Giurgiu, care ne-a dezvăluit mai multe detalii din spatele camerelor de filmat. Dacă nu ești pasionat în ceea ce faci, nu cred că poți să duci la capăt niciun proiect. În filmul Nasty vedem pe Ilie care spune același lucru, că a jucat tenis din plăcere și fără bucuria asta de a juca n-ar fi ajuns numărul 1 mondial. Așa e și la noi, la facerea de filme. Nu-ți trebuie doar, cum să spun, rezistență și așa, îți trebuie și multă dragoste de film, de meserie. Au fost momente dificile în realizarea filmului? La fiecare film ai momente grele, nu e simplu nimic. Ori aici am avut multe variante de montaj, multe decizii care trebuiau luate dacă să păstrăm o secvență sau alta și cu atât de multe povești și întâmplări în jurul lui Ilie, n-a fost foarte simplu să hotărâm ce rămâne până la urmă în film, în montajul final. Cum s-a simțit domnul Ilie Năstase pe parcursul filmărilor? Cu Ilie am făcut niște interviuri, deci n-am făcut foarte mult. Ori el e un povestitor născut, pui camera pe el, apeși rec, merge, adică e în stare să vorbească ore în șir. Deci n-am avut probleme. Extrem de așa sigur pe el, extrem de vorbește mult, dar de fapt nu e. E un om cu timidități, un om care căruia nu-i place să fie singur, probabil de-aia și a avut atât de multe neveste, acum e la a cincea, dar are o inimă mare și e un tip foarte special. Trei regizori au muncit pentru a transpune pe ecran viața lui Ilie Năstase. Viața tenismenului a fost documentată 4 ani de către Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor De Popescu. Sala a fost neîncăpătoare pentru zecile de persoane care au venit să vizioneze povestea marelui tenismen. Proiecția cinematografică a stârnit emoție, considerații și respect pentru unul dintre cei mai valoroși oameni ai țării noastre. Munca de 4 ani a celor trei a stârnit lacrimi pe chipul lui Năstase la vizionarea rezultatului. Ce părere are domnul Năstase despre rezultatul filmului? Năstase, când a văzut prima dată filmul, a plâns pentru că l-a emoționat. Nu era gata, a văzut o versiune anterioară de montaj, dar a fost foarte, foarte așa, l-a marcat. Filmul poate fi urmărit în toate cinematografele din țară.